Monica Ionsen și acesta este Friday Sparkle, gândul meu care să te însățească pentru weekend, care să te invite să gândești din perspective diferite lucrurile sau să găsești răspunsuri și să găsești soluții. Sau poate, în adâncul sufletului meu, sper că pot să-ți dau câteva răspunsuri la întrebările pe care le ai legat de viață, legat de felul în care funcționează mintea și legat de cum poți să aplici legile universale pentru a-ți transforma prezentul și viitorul, dar și trecutul. Astăzi am să-ți vorbesc despre cele două nivele ale existenței umane, cel puțin două, care le-am descoperit până acum, și despre care este spațiul din care poți să materializezi cu ușurință și prin cursivitate. Și de asemenea acum să nu te iei atât de în serios cu dramele pe care le trăiești. Da, nu vreau să ofensez pe nimeni, eu însă am trăit, și sigur o să mai trăiesc niște drame. Bun. Un plan al existenței umane este planul fizic, în care plan fizic este dominat, condus de o minte care are ca singur scop supraviețuirea. Această minte funcționează prin contraste, adică o să decide ce este bun sau rău pentru o persoană, va decide ce este, ce te susține să supraviețuiești, să-ți aducă lucruri pozitive, hrană, în viață și celelalte lucruri care sunt amenințătoare pentru minte. Și treaba acestei părți a creierului este efectiv supraviețuirea. Această minte este asociată cu existența umană. De la nivelul minții acesteia apar dramele, traumele, durerile, nereușitele, fricile. Iar modul în care existi în, de la nivelul acesta strict al ființei umane, cu mintea aceasta, a cărui treabă este supraviețire, este efectiv un nivel de supraviețuire. Al doilea plan al existenței umane este cel spiritual. În planul spiritual, existența este diferită pentru că percepția este de întreg în care ești una cu universul, simți că îl ai în spate pe Dumnezeu că te conține și de la nivelul acela al existenței, nimic nu lipsește, ai o percepție de plenitudine, de iubire infinită, de conectare cu lumea aceasta. Din acel loc nu ai nevoie să acționezi, pentru că în locul acela, în fapt, ai totul și nu simți nevoia să acționezi. Acum, ca umanoizi, noi am, avem darul extraordinar de a trăi cele două planuri în mod uh, simultan. Și e foarte important ce urmează să spun. Poți să trăiești în lumea aceasta fizică considerând că ești o persoană care îi treabă este să supraviețuiască și să acționeze din supraviețuire. Deci ești un, o, o existență fizică care are din când în când niște experiențe spirituale. Și cealaltă variantă pe care o spune și Deepak Chopra și o spun și alți înțelepți și învățați este să consider viața aceasta ca fiind Reală, cea spirituală, și să consider că, în calitate de spirit, de suflet, ai această experiență umană în formă fizică. Deci, să consider a doua variantă este să consider viața ca fiind spirituală și să consider că, din acea experiență, existență spirituală, să ai această experiență umană. Când te uiți la cele două planuri, apare un. și când le trăiești efectiv, Îți dai seama că cele două au aproape o realitate la fel de puternică. Adică, dacă ai experimentat planul Existenței Spirituale, dacă l-ai trăit, dacă ai stat suficient de mult în planul acesta al Existenței Spirituale, îți vei da seama că acea realitate este mai puternică decât realitatea fizică. Și aici intervine povestea aceea pe care o spun înțelepții și învățații, că viața noastră fizică. Nu este decât un vis al existenței noastre spirituale. Și um, filosofiile orientale promovează sau cred, au această credință că viața noastră fizică este efemeră și um, este doar o extensie, o, un vis al manifestării noastre spirituale și al existenței noastre spirituale. Acum aș vrea să vorbesc puțin despre manifestare din cele două planuri. În planul fizic, când vrei să manifesti ceva, acea manifestare se bazează pe voiți, pe lipsuri, pe dureri, pe ceva ce vrei și percep că nu ai. În momentul în care vrei să acționezi și să manifesti în planul fizic, gândind acea, acel lucru sau manifestându-l de la nivelul planului fizic, percepția ta va fi de lipsă. Eu nu am lucrul acesta și mi-l doresc foarte tare. Și ai percepția că, uh, dorindu-ți foarte tare lucrurile acelea, îl vei materializa, ceea ce este o greșeală destul de mare, de la nivelul existenței fizice, pentru că vrei să materializezi ceva din ceva ce nu este și lucrurile acestea contravine oricăror legi ale fizicii și, inclusiv, uh, legilor cuantice ale manifestării, dacă vrei. Dacă Vrei să materializezi ceva de la nivelul minții umane care percepe că nu este lucrul acela în viața ta? Vrei iubire? Nu ai o relație. Vrei să manifesti relația? Îți dorești foarte tare o relație, dar în sufletul tău simți lipsa acelei relații și lipsa iubirii respective. Va fi foarte greu să manifesti din lipsă pentru că um, nu poți să creezi din nimic și pentru că mintea ta subconștientă, dominată de această dualitate a minții terestre, care se bazează pe supraviețuirea, cărei scop este supraviețuirea. Deci dualitatea acestei minți va percepe lipsa și adevărul pe care tu îl simți în viața asta este lipsa. Chiar dacă îți dorești foarte mult, senzația pe care o ai în corp și ceea ce crezi că e adevărat este de fapt lipsa. Și e paradoxal, pentru că spui că ar trebui să-ți lipsească ceva ca să vrei ceva și să poți să manifesti, în fapt, în momentul în care ai acceptat că-ți lipsește, în momentul ăla te împiedică să materializezi pentru că ai percepția de nu am, nu ai percepția de bogăție din care să materializezi. La nivelul minții spirituale sau higher mind-ului sau sufletului, nu știu cum să-i spun, la nivelul, acestui, la nivelul acestei percepții, materializarea este complet diferită. De la nivelul acesta, în momentul în care te simți una cu tot universul și simți că, că ai iubirea infinitului în spate și simți că ești parte, ești parte din manifestarea divinității în această formă de suflet sau higher mind care ajungi să fii, care ești, de fapt, în spațiul acela ai totul și nimic nu-ți lipsește. Ca atare, este paradoxal din nou pentru că nu are sens manifestarea de acolo dacă vrei ceva, dar opa, de la nivelul acela nu vrei nimic de la nivelul acela ai tot și simți iubirea infinită? Ce ai vrea să mai simți de la ni ce ai vrea să mai ai de la nivelul ăla sau să manifeste de la nivelul ăla? Și aici intervine un paradox pe care dacă reușești să-l conții, reușești să materializezi de la nivelul acela. De la nivelul minții fizice, al ce de lumea fizică și de supraviețuire, având în vedere că vei căuta să umpli un gol, Vei folosi infinit de multă energie pentru a trage, împinge, a te lupta pentru, um, pentru a obține un lucru care percep că îți lipsește. E incredibil de mare efortul și vei plăti cu um, nopți nedormite, cu oboseală, poate oboseală cronică, poate chiar și boli autoimune, pentru că efectiv te lupți cu viața. La nivelul acesta, ce creezi? Tot ce creezi de la nivelul acesta de supraviețuire, de minte bazată pe alb și negru, este, în fapt, efemer. Adică nu poți să creezi ceva care să dureze o eternitate de la nivelul minții acesteia care e bazată pe supraviețuire. De la nivelul um, superior, de la, nivelul, de la nivel spiritual, cum spuneam, paradoxul pe care trebuie să-l conții este că poți să manifesti de la nivelul ăla dar nu ai nevoie să o faci, pentru că simți energia divină cum curge prin tine, să manifesti nu ar fi o problemă, doar că pentru că în starea respectivă ești, nu ai nevoie să faci, manifestarea în sine pare fără sens, nu n n n n ai cum să o faci de la nivelul ăla pentru că nu ai nevoie. Și aici intervine o soluție magică pe care uh, poate am descoperit-o, poate a fost acolo dintotdeauna și vreau să reții asta. În momentul acela în care ești acolo, în spațiul acela, conectat cu adevărat spiritual și trăiești experiența aceea spirituală, nu e vorba despre a o înțelege sau a o potrunde cu mintea, a este tot mintea de jos, ci în momentul în care trăiești acea experiență spirituală, devii un canal, un vas, un mijloc prin care se manifestă voința divină. Ideile, informațiile, mesajele, viziunile pe care le primești acolo, care sunt aliniate cu tine, se manifestă prin tine. În contextul acela, manifesti prin faptul că aduci în lume fizică uh, efectiv manifestarea voinței divine. Și spațiul din care manifesti în contextul acesta este mult mai ușor pentru că lucrurile curg din spațiul acesta. Nu folosești puterea ta în a manifesta ceva, puterea ta umană, ci lași puterea divină să se manifeste prin tine și te um, nu știu dacă cuvântul e bun să te subordonezi sau să se, tu supui acestei uh, dorințe divine, ci să lași să curgă prin tine și să nu te lupți cu ea. E ca și cum ai fi pe un val, acesta al alinierei cu sufletul tău și cu divinitatea din care, pur și în pe care, val, doar trebuie să te menții, nu trebuie să să faci nimic, să te lupți cu el, doar trebuie să lași să curgi odată cu el. Și în spațiul ăsta manifesti, efectiv, din existență, nu din a face, ci din a fi în aliniere cu tine, cu misiunea divină, cu Dumnezeu, cu Universul. Iar ceea ce poți să faci din spațiul acesta este magic. Și ce e minunat este că nu ai nevoie să faci. Faci pentru că ai ales să manifesti voința divină sau să lași ca această voință divină să se manifeste prin tine. Și acum aș mai vrea să-ți mai spun două lucruri care sunt la fel de mind-boggling, poate, cum a fost și această poveste pe care ți-am spus-o cu manifestarea. Și primul lucru pe care aș vrea să-ți l spun, tot legat de manifestare, este că um, dacă te uiți la existența umană, la nivelul minții um, conectate cu viața fizică și al cărei scop este supraviețuirea, mintea primitivă, mintea de jos, lower mind-ul, cum vrei tu să-i spui. Dacă te uiți la viață, din punct de vedere al acestei minți, viața este liniară. Adică există o cauză care este separată în timp și spațiu de un efect pe care îl generează. Tot la nivelul acesta există trecut, prezent și viitor. Tot la nivelul acesta percepi contrastul de nu am, îmi lipsește, vreau. Imaginează-ți aceasta ca fiind o axă a timpului pe care se întâmplă lucrurile, în care sunt lucrurile făcute în trecut, care au impact asupra prezentului și care îți determină felul în care gândești acum, și biasurile, deformările în acest spațiu și timp, care determină viitorul tău. Și te uiți la această axă pe orizontală. Și asta este modul în care mintea fizică vede lucrurile. Mintea conectată cu viața fizică vede lucrurile. Și în momentul în care accepti că această existență este o existență fizică, care din când în când mai are niște spike-uri spirituale. Dacă te uiți la aceeași viață, din perspectivă spirituală și de la nivelul acela de sus, de higher mind, e ca și cum ai ridica axa asta pe verticală și te-ai uita de sus la ea, perfect, perfect de sus în jos. Și când te uiți la o axă pe verticală de sus în jos, vei vedea un punct. Nu mai există axa, e un punct. Asta înseamnă, de fapt, cum totul este prezent pentru tine atunci când manifesti voința divină. Cum trecutul, prezentul și viitorul toate sunt în, în acum și se manifestă simultan nimic nu lipsește, ca atare poți să creezi orice. Și asta este o modalitate în care poți inclusiv, sau locul acesta este locul din care poți inclusiv să-ți rezolvi foarte, foarte repede traumele, să aduci prosperitate și bogăția în viața ta, să manifeste o relație, să ai efectiv în spațiul tău ceea ce percep că lipsește, din spațiul de conectare cu Universul, spațiul din care te pui în slujba Universului și manifestării voinței divine. Și acum, ultimul lucru pe care vreau să-ți-l spun în sparcul ăsta este despre um, cele două existențe și cum te poți uh, susține să uh, vezi viața asta mai degrabă așa cum este între cele două existențe simultan decât separat. Știi, atunci când ai o durere mare, mentală, emoțională, mentală spun, creată de niște gânduri care nu-ți dau pace, când ai un asemenea moment, um, Trebuie să-ți amintești și te rog să-ți amintești că, la, la nivelul spiritului, la nivelul acela de Higher mind, este doar o experiență umană. Și tot ce este uman, la nivelul acesta al lumii fizice, este trecător. Și că nicio experiență umană nu este acolo ca să-ți distrugă Sufletul, ci este ca să-ți înțelepțească Sufletul sau să aducă mai multă iubire. Și când. Ești în cele mai mari drame ale existenței tale, să-ți spui că este doar o experiență umană, va trece, te va ajuta să ai încărcătură mai mică emoțională legată de subiectul respectiv și să vezi că este o chestiune efemeră, versus cum mintea crede în situațiile alea că așa e și acea durere o vei trăi toată viața și va fi ceva dezastruos. Și nivelul următor este să-ți amintești în fiecare zi. Că ești o ființă spirituală conectată cu Universul și, că, și cu Dumnezeu, și că ești menit să trăiești o viață extraordinară prin manifestarea alinierii interioare ale tale cu voința divină. Și să te gândești un pic dimineața înainte să ieși efectiv din pat, că tu ești mult mai mult acea parte de spirit manifestată în corp fizic decât iluzia aceasta de viață fizică pe care o trăim.